Bine v-am regăsit, dragii mei. Am apărut astăzi la birou cu aceeași cămașă. Mi-au spus colegii, bă, tu ești de la de umblă două zile cu aceeași cămașă. Le-am spus, nu, dragilor, eram în stare să umblu și o săptămână, pentru că în momentul în care am pus cămașa asta, așa cum i-am spus eu, cămașa soarelui, am zis că trebuie să fie îndeplinite două criterii cumulativ ca să o dau jos, ca să o schimb. Unu, să iasă soarele. Iată, cât e de frumos. Îl așteptam, îl iubesc, îmi era dor de el. Și doi, să vând proiectul CDR Sol. Iată că am avut nevoie de 22 de ore ca să vindem un proiect în totalitate. Prin urmare, dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru încredere. Mergem înainte. După perioada sărbătorilor pascale am să fac și anunțul legat de petrecerea pe care urmează să o facem în Romanaț SM, pentru că promisiunile rămân promisiuni. Și acum, la final, o chestiune absolut personală, dar pe care vreau să o fac alături de voi. Este ziua mamei mele. Mamă, la mulți ani!